Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru vineri 26 februarie. Hai să vedem ce energie o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, astăzi cărțile văd că nu vor să stea drepte. O fi ceva în aer, că se tot învârt cărțile aici pe masă. Hai să vedem. Primul rând, pe partea de dragoste avem șaptele de cupe. O carte de iluzii. Vă doriți o dragoste ca în povești, o dragoste ca în mitologia Greciei antice, vă doriți ceva ce nu este posibil și nu este realist. Prin urmare, pentru toată lumea, că sunteți în cuplu, că sunteți singuri, nu contează. Astăzi, în loc să puneți toată această presiune pe partenerul sau partenera voastră, sau pe un posibil partener sau parteneră, mai bine canalizați-vă toată energia în a citi o carte romantică, în a citi un roman de dragoste, în a vă uita la o comedie romantică. Canalizați-vă toată această energie idealistă și visătoare într-o direcție mai productivă pentru voi, fiindcă de la partenerul sau partenera voastră e clar că nu o să obțineți ceea ce vă doriți, pentru că ce vă doriți voi e imposibil. Voi vă doriți ca partenerul, partenera voastră să vă citească gândurile, să știe exact ce vă doriți, când vă doriți, cum vă doriți. Ori lucrurile astea nu se întâmplă așa. În realitate, relațiile solide, relațiile trainice se construiesc cu mult efort, cu multă comunicare, cu multă voință și dedicare din partea ambilor parteneri. Ori voi astăzi, din prisma energiilor zilei, sunteți aici pe norișorul vostru, în lumea viselor și vă doriți imposibilul. Atenție, că dacă vă doriți o dragoste ca în povești, s-ar putea să nu fie ca în poveștile de adormit copii, când totul se termină cu și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. S-ar putea să fie ceva mai tragic, ca Romeo și Julieta. Așa că mare atenție aici când vă doriți o dragoste ca în povești, că nu știți exact cu ce o să vă alegeți. Repet, mai bine canalizați toată această energie romantică, idealistă, în cărți, în literatură, în filme, în muzică. Nu puneți presiunea pe partenerul sau partenera voastră, pentru că o să fiți dezamăgiți, doar o să vă creați singur dezamăgire. Pentru o mică categorie dintre voi, pentru aceia care în ultima vreme au depus foarte mult efort împreună cu partenerul sau partenera voastră, pentru a evolua spiritual, pentru a crește împreună, pentru a vă înțelege mai bine, pentru a vă descoperi unul pe celălalt, șaptele de cupe poate, într-adevăr, să vină cu un moment din acela de cotitură în care parcă așa toate piesele puzzle-ului se aranjează și aveți parte de această conexiune foarte puternică. Dar mare atenție! Asta se aplică doar pentru aceia care în ultimii ani, da, ani de zile e vorba aici, ați depus mult efort ca să construiți împreună cu partenerul sau partenera voastră această relație foarte solidă. Pentru cei singuri, dacă aveți două sau mai multe oferte de dragoste în fața voastră, astăzi nu este ziua ideală să faceți o decizie, pentru că nu puteți să vedeți lucrurile foarte clar. Voi sunteți aici așa pe norișorul vostru de dragoste și de iubire și nu vedeți că de fapt la bază, sub acești nori, mai sunt straturi peste straturi de informații pe care voi astăzi nu le puteți percepe. Prin urmare, nu faceți nicio decizie pripită, așteptați, mai lăsați puțin timp să treacă, poate mâine lucrurile o să se clarifice, o să vedem în etalarea zilei de mâine. E o zi foarte frumoasă ca să vă uitați pe Netflix la comedii romantice, să citiți un roman de dragoste, să citiți poezii, să ascultați muzică, să vă pierdeți în gândurile și în visele voastre, doar mare atenție la ce așteptări aveți de la oamenii din jurul vostru, pentru că dacă voi vă așteptați ca partenerul sau partenera voastră să se comporte ca într-o poveste de la Hollywood, ar fi bine să vă luați și un regizor în viață, că altfel nu prea văd cum poate să iasă lucrurile bine. Hai să trecem mai departe. Pe partea de sănătate avem aici doiul de săbi. În interiorul vostru se duce aici o bătălie puternică, dar rezultatul final
o să fie găsirea soluției pentru o problemă de sănătate cu care vă confruntați. Și soluția aceasta o să găsiți doar prin îmbinarea intuiției și a intelectului vostru. Victoria este foarte aproape, e la îndemâna voastră. Trebuie doar să vă ghidați acest avion deasupra norilor ca să vedeți clar cum stă situația și cum puteți să faceți asta în viața de zi cu zi, nu vorbind în metafore. Foarte simplu. Intuiția voastră deja vă spune ce trebuie să faceți. Și dacă vă alocați puțin timp ca să vă analizați la rece situația voastră de sănătate actuală, o să vă dați seama exact la ce trebuie să renunțați și care e calea pe care trebuie să mergeți de acum încolo. Pentru o parte dintre voi care aveți o problemă mai gravă de sănătate, s-ar putea ca astăzi să vină medicul și să vă propună 2-3 alternative, 2-3 posibile terapii, soluții pentru problema voastră. Ascultați-vă intuiția, dar ascultați și sfatul medicului. Și din cele două împreună luați decizia corectă pentru voi. Pentru cei care nu aveți probleme majore de sănătate, dar sunteți conștienți că ar fi bine să aveți mai multă grijă de corpul vostru, de organismul vostru, vă puneți problema longevității, a sănătății pe care o să o aveți peste 10, 20, 50 de ani, astăzi este momentul în care ar trebui să vă uitați la lucrurile mici pe care le faceți astăzi, la rutina voastră zilnică, și să vedeți ce puteți să optimizați acolo. Poate puteți să mâncați mai sănătos, poate puteți să faceți un pic mai mult sport, poate ar fi bine să integrați meditația sau rugăciunea în viața voastră ca să vă mai eliberați de stres. Indiferent ce ar fi, orice mică ajustare o să vă aducă beneficii foarte mari în viitor. Gândiți-vă doar așa, dacă ai un leu, nu-i mare lucru. Dar dacă într-o viață de om, în 70 de ani, să zicem, ai pus în fiecare zi un leu deoparte, păi dintr-o dată ai o sumă considerabilă pe care te poți baza. Exact la fel e aici și cu lucrurile pe care le faceți zi de zi, cu tabieturile voastre, cu rutina voastră. Poate că dacă bei astăzi un pahar de apă în plus, nu-i mare lucru, dar dacă timp de 10 ani de zile bei în fiecare zi acel pahar de apă în plus, asta chiar poate să-ți ajute organismul. Gândiți-vă aici la planul pe termen lung, nu doar la beneficiile pe termen scurt. Hai să mergem mai departe. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem 10-le de cupe. O carte foarte frumoasă de recunoaștere profesională, de recunoaștere publică a abilităților și a capabilităților voastre. Pentru o parte dintre voi, aici s-ar putea să finalizați niște studii, să luați niște note mari la examene, să primiți jobul pe care vi-l doriți, să primiți o avansare, o promovare în carieră. Aici e vorba de o recunoaștere publică a eforturilor voastre. Toate afacerile începute în această zi sunt foarte bine aspectate, mai ales dacă e vorba de afaceri de familie sau dacă ați pornit o afacere împreună cu un prieten sau o prietenă foarte apropiată, o să aveți șanse foarte mari de succes din acest parteneriat. Cu 10-le de cupe puteți să beneficiați și de suportul sau de susținerea familiei voastre. Poate că o să reușiți să obțineți un job prin recomandarea unui prieten sau a unui membru din familie. Sau, pentru o parte dintre voi, datorită acestei măriri de salariu sau acestei promovări, în sfârșit considerați că aveți stabilitatea financiară necesară ca să vă întemeiați o familie și sunteți pregătiți să duceți relația voastră la următorul pas, pentru că toate grijile acestea financiare încep deja să fie estompate, să nu mai fie în prim plan în conștiința voastră. E o energie foarte frumoasă pe partea de carieră. Concentrați-vă aici și mai puțin aici pe dragoste, pentru că de aici, din carieră, din partea financiară, o să aveți parte de mult mai multă împlinire astăzi. Pe partea de dragoste lucrurile sunt mai tricky, mai înceață. Și înainte să finalizăm acest video, vreau să vă scot și un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. De asemenea, dacă n-ați văzut încă etalările pentru luna martie, pe fiecare zodie în parte, cu analiza astrologică, horoscopul lunii și interpretarea de tarot, cărți oracol și astrozaruri, le găsiți aici în playlist din colțul din dreapta sus. De asemenea, vă pregătesc o surpriză foarte frumoasă pentru 1 martie, între 1 și 9 martie,
O să pun în fiecare zi un video suplimentar, dar nu vă zic exact încă despre ce e vorba. O să vă las să așteptați să vedeți atunci. O să fie pus la prânz în fiecare zi acest video suplimentar. Și acum hai să vedem, cartea pentru această zi este următoarea. Îmi place să fiu eu. Nu mă mai judec sau critic. Sunt liber să iubesc ceea ce sunt eu. Un mesaj foarte frumos care vă îndeamnă să vă eliberați de autocritică, de constrângerile și presiunile pe care societatea le pune asupra voastră, pentru că sunteți perfecți exact așa cum sunteți. Sunteți cine sunteți și ceea ce sunteți pentru că așa a vrut divinitatea, pentru că aveți rolul vostru în planul divin. Nu încercați să fiți altcineva, nu încercați să copiați oamenii din jurul vostru, fiți original, fiți voi înșivă. Pentru că doar voi puteți să fiți voi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!